Na bun. E foarte ciudat să vorbesc direct așa în cameră, dar facem treaba asta. Apropo de tragerea solzi la concursul ăla cu mersul în satul prunilor lângă Sinaia, ați văzut locurile, super mișto, ce să mai povestim. Am zis inițial că fac niște bilețele. Mă, dar pe România și-a spus e și multă muncă. Și suntem după sărbători, tare greu după berile alea pe care le-am băut să mă puneți așa tare la muncă. Așa că m-am gândit la o șmecherie. Plus că între noi fie vorba, mi s-a și stricat imprimanta și n-am pe ce să mă duc la colț de stradă să fac la Xerox. Așa că am printat totul și am rugat pe cineva să-mi printeze toate comentariile voastre, ale aici azi, mai multe pagini, nimă la ce albesc. Aha, acum să văd. Păi mai multe pagini, sunt de la 1 la 73 de comentarii și o să facem o jmecherie acum. M-am gândit așa, știi ca la alea de la radio, să-l sun eu pe, uite, de exemplu, am gândit să-l sun pe Tarșu Groparu, să-l pun să zic o număr la 1 la 73 și câștigătorul îi dă o bere lui Groparu și mie, firește, că atunci când vine vorba de bere, stătic. Iar ceilalți 72 să-l înjure pe Groparu. Și pe mine la mai puțin, nu, că el l-a ales. Ia, hai să vedem dacă ne răspunde. Așa. Ia. Așa. Bună dimineața, ce faceți, domnul? Bă, nu mă face de telecomandă, mă, că te dau în direct, mă. Serios. Serios, bă, știi ce vreau să mă ajut? Că am de făcut o tragere la sorți pentru un concurs ăla cu satul prunilor la mine pe blog, știi? Și acum înregistrez tragerea la sorți și îți fac mare onoare de a fi tu ăla care alege câștigătorii, că trebuie doi să alegi. Așa că trebuie să-mi zici două numere, de la 1 la 73. Dar ai mare grijă ce zici, că te înjură toți ceilalți 70 și... Măi, eu înregistrez și după aia o să pun înregistrarea, așa că e ca și cum ești online, că nu mai facem încă o dublă. Da, stai mă, acum să încerc să fac pe omul deștept. Ia. Am unde fac, că băi, trei peste tot de oameni care lucrează în firma asta, mă stai și măcar mai departe. Deci, de la 1 la 73, eu aș spune în felul următor. În primul și în primul rând îmi place numărul 68 din cauza bancului. 68 din cauza bancului? Ia, stai să vedem. Numărul 68. Numărul 68 extras de Tarșu Groparu este domnul Iulian, care zice: salve, nu pot să spun cât de tare mi-aș dori să merg la blog XKP, dar pot să spun de ce aș vrea tare mult să merg acolo, pentru că n-am fost niciodată la un offline al bloggerilor. Ia uite aici, Tarșu Iulian, numărul 68. Ia-i mă, dar e rău să filmează asta, mă. Iulian, numărul 68. Bravo, mă, mișto motivația lui Iulian. Și încă unul, domnul Groparu, hai. Așa. Și încă unul, rămâne la numărul 78, 6 plus 8 egal 14. Practic, două treimi din numărul pi, nu? Vai, aș zice eu ceva românești cu matematica asta ta, da? Ți-o zic după aia. Numărul 14, da? Ia. Uite, Dragoș. Interesant, mă bag și eu. Îmi doresc foarte tare să beau bere în picioare. Să mă învârt ca titirezul după ce beau bere cu chilezul. Aici Tarșu Dragoș, numărul 14. Stai, mă, că mă filmez singur și mă pricep ca pasta. No, bravo, hai că dau și link-urile imediat cu câștigătorii și cu tine. Mersi tare mult, dau o bere pentru că m-ai ajutat la tragerea la sorți. Înțelegi ce am făcut? Am delegat ca un manager responsabilitatea, știi? Bine. La bine, domnul, mersi. No, este ocupat la treburi. Ciao. Ați văzut, așa se rezolvă pe stil de manager, de management. Adică, lasă, înjurați-l pe Groparu, nu mă jurați pe mine, mă grăbesc să închei transmisiunea, să pun pe blog. Hai, serios.